Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție EM360 Talk cu Daniel Apostol, desigur. Astăzi cu un invitat special, din două considerente un invitat special. Pentru că e pentru prima dată alături de noi la EM360 Talk, fostul nostru coleg de breaslă, Dan Suciu, actualul purtător de cuvânt al Băncii Naționale. Despuneam, e primul considerent pentru care e o zi specială, dar și pentru că astăzi se împlinesc 140 de ani de istorie, se împlinesc 140 de ani de când România și-a făcut Banca Centrală, cred că cu vreo 33-35 de ani înainte a Statelor Unite, se întâmpla pe la 1880, se împlinitre primele țări. Dar de atunci și până acum a urmat un lung șir de evenimente în care Banca Centrală a știut când și cum să intervină, a știut ce și cât și cum să facă, dar de cele mai multe ori discret, din umbră, departe de lumina reflectoarelor, dar o umbră constructivă, nu aceea a conspiraționiștilor, ci aceea care a celor care construiască. A fost un factor de echilibru și sper să devină în continuare, pentru că traversăm o criză, una care, din punct de vedere strategic, și-ar putea găsi soluțiile, inclusiv în implicarea Băncii Naționale. Daniel, cred că putem să amestecăm un pic istoria, dar să ne întoarcem și în, și în prezent, în un context foarte, foarte încărcat de multe evenimente. Da, de țara asta oricum arată ca un ghiveci și are și gust de ghiveci, inclusiv istoria ei ca un ghiveci, iar prezentul nu mai spun. Eu sunt bucuros că, uite, avem acum șansa să mă regăsesc din nou într-un platou, fie el și virtual, alături de... Da. Fostul ziarist Dan Suciu și cu care, pe care o să-l provocăm ca dincolo de luările de poziție firești statutului de purtător de cuvânt al BNR, să mai încropim și câte o analiză economică. Economia este în stare de urgență, eu așa o văd. Unii dintre politicieni sunt într-o stare de relaxare mentală, asta văd, dar nu o să vorbim acum despre politicieni aici. În toate țările europene vedem că economia și economiștii comentează felul în care speranța vine de la resursa statală, fie de la băncile centrale, fie de la fondurile europene, fie de la Banca Europeană. Sunt curios, Dan Suciu, în ce măsură la BNR ați încercat să coagulați idei cu privire la protecția economiei naționale și relansarea ei. Vă salut și, în primul rând, mulțumesc pentru că m-ați invitat și, în al doilea rând, mulțumesc că m-ați invitat tocmai astăzi. E, într-adevăr, o zi importantă și sunt foarte onorat că Adrian a avut introducerea pe care a avut-o și că a punctat momentul istoric, 140 de ani. Sigur, suntem o instituție care încearcă să facă, apropo de ce spunea Dan Apostol, încearcă să introducă un model de dezvoltare instituțională într-o țară care a cam dus lipsă de instituții puternice. Și poate că aici, dincolo de, nu, de partipriul meu, trebuie să recunoaștem cu toții că dacă e o instituție care are ăsta, cam Banca Națională ar fi. Acum să trecem la lucrurile care nu mai țin de aniversări și care țin de concret teaseri. Până la urmă, cea mai bună aniversare e una prin muncă. Da. Și, într-adevăr, cam asta se întâmplă. Într-adevăr, e o stare de urgență aici. Da. Indiscutabil, nu avem ce să facem. Că ne place, că nu ne place, că se manifestă uneori mai acut sau mai puțin acut, e a doua discuție. Suntem și noi într-un proces de evaluare, un proces de evaluare permanentă, pentru că am suspendat calendarul, de exemplu, al ședințelor de politică monetară, pentru că nu mai are rost să le facem pe calendar, le facem în permanență, în regim de urgență, toate aceste analize, ca să vedem ce poate și ce nu poate face Banca Națională în contextul dat. Și în consecință facem. Suntem extrem de activi și extrem de prezenți în piață. Totdeauna am fost, dar acum mai mult ca niciodată, pentru că am introdus și instrumente noi. Dacă, hai să spunem mai direct, nu? Dacă
avem posibilitatea ca statul român să se împrumute în acest moment relativ ușor sau relativ convenabil pe piața internă, este și datorită faptului că Banca Națională este la rândul ei prezentă pe piața internă. Dar și ar trebui să o facă, nu? Adică statul acum ar trebui să se împrumute și să bage banii. E o discuție la care vom reveni, dar așa este. Dar statul poate face tocmai și pentru faptul că Banca Națională este mai prezentă ca niciodată și pe această piață. Am introdus un instrument nou, spuneam, avem achiziții de titluri de stat pe piețele secundare, nu le anunțăm ca atare din motive care țin mai degrabă de buna funcționare a pieței, dar sigur am anunțat că suntem prezenți, facem aceste achiziții de câte ori e cazul. Și asta facem pentru ca băncile să poată la rândul lor apoi să facă la rândul lor, nu? Achiziții de titluri de stat, așa încât statul, Ministerul de Finanțe să aibă banii la dispoziție pentru tot soiul de intervenții pe care le facem acestea. Și revin la întrebarea ta, Adrian, ziceai, nu, că e cazul să se împrumute. E cazul până la un punct. Nu știm care e. Sau, am văzut o întreagă de discuții legate de punctul acesta. Nu? Depinde de ce face cu banii până la urmă. Cred că trebuie să ne uităm că sumele împrumutate pot fi mari sau mici, pot fi doar raportate la ce se întâmplă cu acei bani și la rezultatul pe care l-ai putea obține împrumutându-te, pentru că dacă iei degeaba ca să-i rostogolești niște măsuri sociale care nu reușesc să aducă absolut nimic, care n-au continuitate, nu generează valoare adăugată suficientă cât să se poată regenera fluxul ăsta de bani, n-ai făcut nimic. Dacă îi bage niște investiții care să poată să-ți consolideze economia cu atât mai mult acum, în condiții de criză, când vedem că toate statele aruncă foarte mulți bani, cred că ar putea să fie un împrumut, chiar cu toată prudența, spus, un împrumut binevenit. E un împrumut de care nici nu se discute. E nevoie absolută în momentul ăsta. Aș spune că suntem cel puțin deocamdată în prima etapă. În prima etapă înseamnă investiții, sau mă rog, bani utilizați și pentru cauze sociale. N-avem ce face. Suntem în situația în care încă urgența o reprezintă sănătatea și nu economia. Să spunem și asta de la Banca Națională. Adică, nu, asta este. Că suntem într-o stare de urgență medicală, n-am depășit-o, chiar dacă ne pare că se vede capătul tunelului, dar se vede îndepărtare. Dacă o fi ăla capătul, poate e numai un bec aprins. Sperăm că e capătul. Și în al doilea rând avem o serie întreagă de cheltuieli sociale, de la șomajul tehnic la, nu știu, la cheltuielile pentru sănătate, pe care încă trebuie să le facă statul român și văd că astea le face. Apoi trebuie să ne gândim la etapa a doua, investițiile de care vorbeai, unde, într-adevăr, rostul împrumuturilor trebuie gândit de două ori și făcut odată. Da. Dan, am o curiozitate. Cum vedeți la Banca Națională ideea coronabondurilor și a bondurilor perpetue? O idee lansată în spațiul european ca sursă de finanțare a redresării, a recuperării economice? Pentru zona euro, probabil că ar fi și trebuie să recunoaștem că ar stimula anumite țări care sunt parteneri comerciali tradiționali pentru România și parteneri importanți, mă refer la Italia. Pentru Italia ar fi într-adevăr o mare bulă de aer, bulă de oxigen, iar creșterea economiei italiene cu legătura cu economia românească ar fi benefic din punctul acesta de vedere. Adică ar ridica, cum ar veni, nu toate vapoarele, și cele mari și cele mici, acest flux de bani, și cele care au ceva legături cu România. Și din punctul ăsta de vedere, sigur, ar fi poate un avantaj. E o discuție complicată, însă, acolo în zona euro, unde nu avem neapărat nimic de spus noi. Asta nu e neapărat detrimentul nostru în acest moment, pentru că avem propria noastră capacitate de a ne ridica cât de cât vaporul. Dacă aducem acel flux de bani, adică acel flux de apă, nu? Ca să păstrez comparația, ca să ne ridice ceva bănci. Spre deosebire de alte state, noi putem avea o politică monetară și fiscală relativ autonomă, care ne poate stimula într-un fel sau altul economia
pe măsura posibilităților, repet. Dar pe fond, chestiunea eurobondurilor rămâne, coronabondurilor rămâne o chestiune care ar putea avea efect pentru statele care sunt parteneri tradiționali importanți pentru România și care trec într-o criză cumplită în acest moment. Există temeri la Banca Națională pentru un dezechilibru în ceea ce privește inflația, nu doar în România, ci și una importată la nivel european, dacă ne uităm la miile de miliarde care curg atât la nivel de sume pompate din partea Uniunii Europene, dacă ne gândim la planul Ursulei von der Leyen, dar și la adăugând aici sumele naționale cu sutele de miliarde din Germania, din Franța, adăugăm și sumele pe care le pompează Statele Unite într-o perioadă în care economia deocamdată stă și de-aia punem atât de mult accent pe genul ăsta de investiții masive, infrastructurale, de lungă durată, care se poate să contrabalanceze. Deci, pe scurt, există temeri cu privire, n-aș numi o hiperinflație, dar cu privire la tendințe inflaționiste puternice în acest an sau la anul? E complicat aici, pentru că această temere care este justificată teoretic, a apărut din momentul în care Banca Centrală a introdus acest program de relaxare cantitativ în urmă cu aproape 4-5 ani, dacă nu mai mult. Și cumva se aștepta ca efectul acelei relaxări să ducă la o presiune inflaționistă sau să crească inflația. Nu se aștepta. Asta era și scopul până la urmă al programului respectiv. Să ducă la ceva mai multă inflație benefică, nu? În zona euro. Nu s-a întâmplat acest lucru, ceea ce a arătat că la nivel de paradigma economică, până la urmă, avem o nouă situație și s-ar putea să fim în această nouă situație. Deci răspunsul este cumva mic ca să nu... Cred că l-am pierdut pentru câteva momente. Colegii noștri o să refacă legătura și o să-l reintroducă pe Dan Suciu în discuție cu noi. Vezi că e, sigur, e postura asta dublă. A fost jurnalist care trebuie să aibă grijă la ce spune, pentru că acum este purtătorul de cuvânt una dintre cele mai importante instituții din România. Dar e clar că temerea asta există, că se aruncă bani și se aruncă de mulți ani, dar acum cu atât mai mult sumele au crescut foarte considerabil, masiv, pe fondul unei crize și unei stopări a producției. Că aici intervine riscul. Da, mai mult decât atât, economia reală din țările afectate de pandemie cer această injecție financiară de relansare, aruncarea cu bani. Sigur, pare soluția imediată, pare soluția de criză în aceste țări. Știm bine că sunt state care își permit helicopter money, da, să tipărească și să pompeze bani, sunt țări mai vulnerabile bugetar, așa cum e România. Eu o consider o țară cu extrem de vulnerabilă în contextul în care prognoza de deficit, de exemplu, sare spre 8%. Nici nu mai contează greu de mult în anul ăsta, că va fi un an foarte, foarte deranjat. Ne va fi foarte greu să recuperăm după aia. Ne va fi foarte greu să recuperăm și ține foarte mult de melanjul pe care vom reuși să-l facem, cu înțelepciune sau nu, în a pune în economia reală, în a transfera spre economia reală, deopotrivă fonduri europene, comenzi publice bazate pe venituri bugetare, fonduri capital privat atras și investiții atras în procesul de relansare. Da, tu nu vezi că, uite, Banca Națională e una, vorbeam și cu profesorul Dișmărescu, nu, despre acea entitate macroprudențială care poate să devină un supraguvern, dar nu într-un sens în care guvernul și-ar pierde autonomia, ci din contră, în care ar putea fi sprijinit strategic cu sfaturi, măsuri, direcții. Și aici Banca Națională are un rol crucial. Și uite-te un pic ce se întâmplă în jur. Spuneai la început despre mocirla asta politică în care, băi, oamenii ăștia par desprinși de realitate. Deci, adică, traversăm niște probleme. Există niște puncte de reper, niște zone care ar putea să reprezinte, repere în perioada asta,
și în loc să văd cum colaborează interinstituțional guvernul cu Banca Națională, cu Parlamentul, cu alte instituții importante, poate cu Academia, cu mediul de afaceri, într-o consultare și într-o implementare constantă a unor măsuri, ce vedem? Păi vedem că... Deci, păi cu ce se ocupă? Tu ai spus, nu vrei să nu vorbim, să nu facem politică, nu facem politică, nu vrem să-i aducem neapărat în discuție, dar nici nu pot să fac abstracție de nemernicia lor. Da. Termenul pe care l-ai folosit acum este foarte corect. Eu atributul ăsta îl inserez de multe ori când vine vorba de reprezentanța clasei politice care ne-a dezamăgit. Nemernicia. Nemernicia, din păcate, guvernează multe sisteme instituționale. De mulți ani încoace. În cei 30 de ani de post-comunism, din păcate, asta s-a întâmplat. Mă bucur să-l avem din nou pe Dan Suciu alături de noi. Cer scuze. Nicio problemă. Așa mai întâmplă. Se mai întâmplă. Da. Trăim într-o normalitate a perturbărilor. Dar nu transmiți din de lângă depozitul de aur, nu? Da, normal. Ah, de acolo. De mult deasupra lui. Apropo de rezerva de aur a României, Banca Națională a fost privită istoric vorbind ca un element de stabilitate. Ca un element de stabilitate și de continuitate și în plan economic și chiar în plan instituțional. Este o instituție care, iată, astăzi se bucură să aniverseze 140 de ani, se identifică cu istoria modernă a României. Fie ea România voievodală, fie ea România regală, monarhică, fie ea România socialistă sau postcomunistă. Banca Națională a fost atunci și acum și a fost prezentă în momente cheie. Eu cred că începem să trăim un moment istoric, dramatic, tragic de fapt, dar istoric, și multe priviri se întorc din nou spre voi la Banca Națională ca fiind o sursă de posibilă de posibil panaceu economic. Poate e mult spus panaceu, pentru că nu cred că avem soluții. Da, politica economică nu o face BNR, asta așa e. Și nici nu există soluții minune, ca să spun așa. Dar în două chestiuni aici. Până la urmă, ca să nu revin la chestiunea aurului, până la aur sunt instrumente moderne, financiare moderne, extrem de sofisticate, care au rolul lor în prevenirea acestor crize, sau mă rog, în rezolvarea acestor crize, în intervenție. Politicile monetare moderne, sofisticate, cu instrumentele lor complexe, ne fac să vedem aurul, până la urmă, dincolo de, doar la importanța lui, nu doar la importanța lui simbolică, dar nici la importanța lui concretă să-l vindem și să facem rezultate. Deci nu ajungem aici, nu e momentul și nu e cazul. Sunt mult mai multe instrumente pe care le putem utiliza și le utilizăm deja pentru a veni în sprijinul economiei. Principalul instrument este însă acesta al crearei unui mecanism prin care statul se poate împrumuta, nu la infinit și nu pentru orice, dar se poate împrumuta îndestulător. Asta este de fapt principalul mecanism. Și aici nu vorbim neapărat de piața externă, care oricum funcționează în parametrii ei de funcționare și cu constrângerile ei, pentru că nu e foarte ușor să obțin împrumut pe piața externă care să-ți convine la nivelul de principal. Despre asta vorbim. Asta este principalul rol al băncii centrale și cred că vine în logica aceea pe care o spuneați voi la începutul emisiunii. Sunt lucruri pe care le face Banca Națională nu neapărat în lumina reflectoarelor, dar cu o consistență și cu o consecvență serioasă. Mi s-a cerut acum sfatul, v-ați oferit să fiți sfătuitorii executivului. Sunt timpuri grele și depinde foarte mult și de ce fac ceilalți și de felul în care vor acționa ceilalți din jurul nostru. Avem o legătură permanentă cu banca, cu Ministerul de Finanțe, de exemplu.
E o legătură tradițională, funcțională, dar e, în aceste zile e mai mult decât atât. Sunt discuții frecvente pe care le avem la nivel, la diverse niveluri de contact cu Ministerul de Finanțe. Atât la nivelul tehnic, cât și la nivel decizional. Și e normal să fie așa. E normal să ai aceste discuții, mai ales în această perioadă. Chiar e o colaborare care funcționează bine, mai spune chiar foarte bine în aceste zile. Eu insist pe acest subiect. Poate nu pare atât de important, dar vă asigur că aceste prezențe în piața ale Ministerului de Finanțe, prin împrumuturile pe care le face, vin și sau mai ales datorită implicării Băncii Centrale. La un moment dat au fost anumite neconcordanțe între oferta și cererea Ministerului de Finanțe și a băncilor comerciale și a trebuit ca ea să fie armonizată această relație. În consecință avem un flux constant de bani care vin la Ministerul de Finanțe. Avem de asemenea o stabilitate în ceea ce privește cursul de care e important în condițiile date, să sperăm că poate fi menținută, și avem o scădere a dobânzilor. Am văzut discuții legate de dobânzi, avem o scădere a dobânzilor, dobânda roborul la 3 luni, 2,50, fix în aceste momente de bună bucată de vreme stă la nivelul acesta. Și până la urmă, cam asta e maximul ce se poate obține în condițiile date. Adică o stabilitate a cursului, o scădere a dobânzilor și un flux permanent de bani pentru Ministerul de Finanțe. Asta este în această etapă, cam asta e maximul ce se poate obține. Da, mai am o provocare, dacă vrei, o provocare la comentariu, Dan Suciu. Apropo de rolul pe care îl are BNR în relația cu Ministerul de Finanțe, un rol similar l-ați avut, l-a avut BNR de-a lungul timpului și în relația cu Fondul Monetar Internațional. Fondul, ori de câte ori face vizite și analize în România, vine la BNR pentru consultări, nu? Da. Noi suntem cumva, adică reprezentantul nostru este reprezentantul României la Fondul Monetar. Exact. Se vorbește foarte des astăzi despre urgența cu care poate ar trebui România să înceapă o discuție de finanțare, o negociere de finanțare cu Fondul Monetar Internațional, fiind aceasta o posibilă sursă de sprijin financiar pentru ieșirea din corona criză, ca să zic așa. Am văzut chiar un comentariu al consilierului prezidențial Cosmin Marinescu, care spune că economia va fi într-o mai mică măsură o economie a mobilității și mai mult o economie a securității, din multe puncte de vedere. Noi avem nevoie și de o securitate financiară. Cât de fezabil crezi că este discuția unui angajament cu Fondul Monetar Internațional pentru relansare economică? Nu s-a pus problema în acest moment pentru un împrumut, pentru că există un disponibil financiar pe care Ministerul de Finanțe, Guvernul poate accesa. Există încă o rezervă semnificativă și la Ministerul de Finanțe, deci în acest moment nu s-a pus problema. Și atunci trebuie să revenim probabil la ce spunea și Adriana mai de mult, mai la începutul discuției, e important ce faci cu banii pe care îi împrumuți. Dacă se găsește o întrebuințare rezonabilă, investițională și nu doar de flux financiar pentru cheltuielile curente, chiar dacă ele sunt majorate în această perioadă, atunci sigur se pune discuția în alți termeni. Să nu uităm că, în general, împrumuturile de la fond vin cu anumite condiționalități, cu anumite constrângeri și trebuie un eventual pachet discutat în contextul acesta al condiționalităților și al constrângerilor și al impunerilor, unele absolut necesare, sigur, pentru un mers al economiei și implicit al împrumuturilor respectiv. Dar, repet, în acest moment nu s-a pus discuția în termeni oficiali sau
Ar fi nevoie sau ar fi inteligent să mergem către acești bani via FMI, via Fondul Monetar Internațional? N-ar fi mai bine atâta timp cât din punct de vedere macro stăm încă într-o comparație internațională? Bine, acum, bine, cât de bine pot sta, că toți stau rău, toți au deficite, toți cheltuiesc acum aiurea și își măresc datoria și mai departe. Deci nu e un an al cifrelor. Atunci nu e mai bine să ne împrumutăm din piață, să vedem dacă nu putem să rezolvăm prin bănci comerciale sau care, sigur, și ele vin cu condiții, dar parcă FMI-ul vine cu condiții la condiții. Sunt absolut de acord cu tine aici. E un împrumutător, Fondul Monetar e un împrumutător de ultimă instanță. Adică nu este o bancă comercială ca care face un contract de împrumut pentru că ai nevoie de niște bani. E un împrumutător de ultimă instanță. Îți arată că ai o situație limită în economie și de aia apelezi la Fondul Monetar Internațional, nu pentru că ai găsit o sursă tu de finanțare. Deci, din punctul ăsta de vedere, asta, așa se pune problema. Evident, nu e momentul. Dar o să mai avem acces la bani dacă guvernul nu dă odată un mesaj cu privire la pensiile și mărirea pensiilor din septembrie, că ne tot apropiem. E un subiect delicat și uite, când am întrebat de dobânzi și de curs s-a dispărut și acum când am întrebat de pensii, ne auzim. Da. Hai să revină video, dacă ne auzim e totuși bine. Ne auzim. Întrebam de riscul acesta, că ne jucăm cu focul și nimeni nu-și asumă deocamdată curajul și normalitatea de a spune că pensiile nu pot fi crescute în septembrie și aș întreba și care ar fi impactul asupra ratingului și asupra posibilității noastre ca țară de a ne finanța dacă acest pas inconștient totuși ar fi făcut. Deci cele două laturi. Aici e o întrebare pe care trebuie să o adresați guvernului. Noi ne-am spus punctul de vedere că centrarea discuției legate de pensii doar în jurul cifrei de 40% e o aberație în acest moment. Adică de 40% creștere, da, e o discuție care se duce într-o direcție complet de greșită și lucrul acesta l-am spus înainte de criza aceasta. Aici, sigur, guvernul trebuie să vină cu tot ansamblul financiar și cu decizia propriu-zisă, dar riscul de a crea un dezechilibru suplimentar prin această decizie este unul evident. Îl recunoaște toată lumea și guvernul, nu mai spun de agențiile de rating. Și evident că decizia aceea poate avea un impact pe ratingul care și așa e la limită. Sperăm că se va găsi o propunere justă și care să permită statului român să împrumute pe mai departe din piață la dobânzi rezonabile. Asta este evident scopul acestei discuții și mai e ceva timp până, mai e puțin timp, într-adevăr, până când ia de tranșat. Mi-e greu să răspund eu în locul lor și nici nu e cazul. Cred că toate elementele sunt puse pe masă așteptând decizia cea mai înțeleaptă posibilă. Daniel, voiam să foarte scurt legat de, pentru că s-a întrerupt data trecută, de curs, de cursul de schimb și de stabilitate. Se fac eforturi mari sau deocamdată lucrurile sunt în... Numai să nu le întrebăm care va fi cursul de schimb. Este un secret. Asta ar trebui să punem acum pe burtie. Răstați cu noi până la final și veți avea cursul de mâine. Eu vă spun cursul de azi. Nu e o problemă. Vă pot spune cursul de azi. Vă pot spune și cursul de mâine, că nu e foarte diferit de cel de astăzi. Asta cu certitudine vă spun. No, dar noi ne amuzăm de această întrebare care e persistentă între confrații noștri. Cât o să fie euro la toamnă? Începători, cu cât se va da euro la BNR peste o săptămână sau două? Eu remarc că celălalt titlu care face cu leul s-a prăbușit. De la ajunge de obicei o schimbare de 0,1 bani sau de un ban, hai ca să spun așa, ca să tragem concluzia că s-a prăbușit. Hai să trecem la lucruri serioase, nu? Întrebarea lui Adrian. A fost o perioadă la jumătatea lunii martie, sfârșitul lunii martie, când era o tensiune mai mare pe piața monetară. Evident, s-a văzut asta și apoi, dacă ați văzut, la sfârșitul lunii martie am avut un mesaj din partea guvernatorului care sublinea că
acest vârf al tensiunilor de pe piețele financiare și valutare a fost cel puțin deocamdată depășit. Suntem în această perioadă, deci nu mai avem tensiunea respectivă. Nu e o piață liniștită și resemnată, că n-are din ce să fie nici liniște și nici resemnare pe piața asta, dar față de perioada de la jumătatea lunii martie, finalul lunii martie, e ceva mai calm. Uh-huh. Să sperăm că va dura. Depinde foarte mult de ce se întâmplă și pe celelalte piețe și de cum acționează și ceilalți. Sper ca și executivul să-și dea seama că nu se mai poată copia foarte mult timp, și asta era o analiză făcută de Iulian Foda, de profesorul Foda, care spunea: deocamdată putem să copiem foarte multe dintre măsurile celorlalte state, dar ele curând occidentale, dar ele curând se vor închide din nou și va prima spiritul ăsta al competiției, că o să reintrăm într-o competiție și atunci nu o să mai putem să ne uităm așa peste umăr și să copiem, și atunci va trebui să venim cu o strategie a noastră. Iar la asta se lucrează, ar trebui să se lucreze de pe acum, iar ea presupune un mediu cât mai stabil, economic vorbind, că în principiu la componenta asta economică mă refer. Sper că se va colabora în continuare și se va discuta foarte des și foarte transparent, astfel încât să se țină cont și de opiniile și de propunerile pe care banca cere și de contribuția pe care poate să o aducă Banca Națională prin experții pe care are și prin politicile pe care le implementează, așa cum a făcut-o și în multe, multe alte situații din ultimii 140 de ani, că de fapt așa am pornit. Da, sunt convins că asta se întâmplă, dar trebuie să spunem un lucru clar. Noi nu facem politica fiscală a statului român. Nu e inițiativa noastră și nici atributul nostru, nici datoria noastră. Și nici nu cred că e cazul să dăm sfaturi pe politica fiscală. Putem să venim cu acel sprijin necesar, consistent și determinant, pentru că această politică fiscală pe care statul și-o asumă și o pune la bătaie să aibă coerența necesară și capacitatea de a aduna resursele necesare. Cu asta putem, la asta putem contribui. Dar, repet, politica fiscală, până la urmă, ține de guvern. Și vedeam mai multe analize în această perioadă și aici nu vreau să fiu greșit interpretat, că nu considerăm că nu suntem noi în prima linie. Suntem cumva în prima linie și noi, evident. Dar era discuția consistentă care spunea că, spre deosebirea de criza din 2008-2009, când băncile centrale au salvat economiile, adică politica monetară a avut un rol determinant în a salva economiile, în această situație, în această situație de criză, e rândul politicii fiscale să fie violente. Deci, cumva, dacă se așteaptă mai mult, se așteaptă mai mult de la politica fiscală și nu de la politica monetară, care are anumite limite de intervenție pe bună dreptate, nu dă bani direct, nu trimite banii direct în economie, are limitele ei. Pentru că lucrurile astea, aceste lucruri se întâmplă din simplu motiv, pentru că prima criză de care vorbeam, cea din 2008-2009, era o criză până la urmă a sistemului financiar, bancar, deci implicit politica monetară avea un rol mai mare, pe când acum avem o criză de ofertă și de cerere, adică de economie reală propriu-zisă. Dacă îmi dă voie, Daniel, eu am o ultimă întrebare foarte scurtă de încheiere. Ce ar trebui, e prea complicat să întreb ce ar trebui să facă, ce ar trebui să nu facă atunci această componentă a politicii fiscale, da? Ce ar trebui să nu facă executivul, astfel încât cursul să rămână stabil? Adică ce ar trebui să lase la o parte? Adică dacă ar fi să alegem un singur lucru de care să nu ne atingem acum, ca să nu distrugem o macrostabilitate și așa amenințată de perturbările și de crizele pe care le traversăm, independente de noi, și care implicit ar avea un impact și asupra, mă rog, creșterii sau scăderii cotației euro în raport cu leu. Deci, care ar fi acel lucru pe care să nu-l facem? Adică... Aș răspunde indirect, s-a discutat foarte mult de faptul că, iată, nu mai avem limită de deficit bugetar 3%, în consecință, sigur, ne putem împrumuta mai mult. Așa este, nu mai avem și ne putem împrumuta mai mult, dar nu ne putem împrumuta oricât. Și nu pentru că n-am vrea sau n-am avea ce face cu banii,
și pentru că există o limită naturală la care se poate împrumuta statul român. Și cumva asta trebuie să o... Care e acea limită naturală? Vreau să spun acum și nici nu vreau să comentez, depinde de o situație la alta. Dar dacă ne imaginăm că putem lua scurt astăzi, în două zile, de exemplu, sau în două săptămâni, 30 de miliarde de euro, exclus, nu putem să o luăm. Nu putem lua. Avem să cheltuim, adică... Nu ni dă nimeni să înțelegem lucrurile acestea și să trebuie să înțelegem faptul că nu putem să creștem oricât aceste împrumuturi și nici să creștem oricât dobânzile la care ne împrumutăm. Pentru că ne autolimităm după aia capacitatea de a face ceva cu banii aia sau cu banii viitori pe care i-are statul român. Adică nu ne împrumutăm de dragul să plătim dobânzi, ci de dragul să facem ceva cu banii respectivi, nu? Sau cu banii pe care îi vom încasa în anii viitori. Până acum? Toți pe dobânzi. Până asta acum am mâncat banii din împrumuturi? Abilitatea cursului. Să nu depășim aceste linii roșii pe care le construim în împrumuturile statului. Până acum am aruncat banii din împrumuturi preponderent în cheltuieli bugetare. Și de cele mai multe ori cheltuielile bugetare au fost făcute ca sinecuri electorale. Dacă ne-am împrumutat să aruncăm banii cu ghilimele de rigoare, să-i plasăm în cheltuieli de capital, adică în investiții care contribuie la dezvoltarea economică, mai e o discuție. Dar deocamdată riscul, modelul de business cu ghilimele de rigoare, ăsta e. Adâncim datoria generației viitoare pentru a plăti pacea socială necesară ciclului electoral prezent. Nu știu ce să comentez aici. Comentat eu asta. N-a fost o provocare la bancă națională să vină cu un comentariu. Mi-am permis eu un comentariu, că tot anunța Adi Mănuțiu așa, o tușă de final. Eu îți mulțumesc, Dan Suciu, că ai fost alături de noi. 140 de ani de Bancă Națională înseamnă ceva în spațiul european și cred că trebuie să privim cu onestitate și cu atenție la acest eveniment. Mulțumesc și eu. Mulțumim, Dan Suciu. Pe curând. Pe curând tuturor. Toate bune.